Denumirea acestui dosar Hells Angels este o denumire pompoasă. În realitate, a fost vorba despre un conflict spontan. Un conflict spontan uh, provocat, în opinia mea, de cel care se denumește și este denumit de organele de urmărire penală victimă. Uh, de fapt, acest domn nici nu a vrut să participe la procesul penal. Uh, dumnealui a zis că. Renunță la calitatea de persoană vătămată și la orice altă calitate. Nu are pretenții. Că nu are se formază. Deci nu s-a. Nu, 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 A renunțat parte. conform legii, poate da? renunța chiar la calitatea de persoană vătămată, nu la parte civilă. Deci, deci el nu este. Nu, este, este un martor, pur și simplu, în cauză, care a povestit, mă rog, evenimentele din punctul domniei sale de vedere. Vă referiți la domnul Furtuna. Nu. Mă refer la presupusa victimă care. Da, domnul furtună, presupusa da. victimă. Acesta a povestit din punctul domniei sale de vedere. Bineînțeles că a evitat ceea ce nu-i convenea și a povestit, practic varianta care i-a convenit domniei sale cel mai mult, adică că a fost agresat de 20 de persoane, spunea el. În cele și n-a fost agresat? Vreți să spuneți că n-a fost agresat? Păi, nu cred că uh, e important doar un moment punctual din uh, tot acest conflict. Conflictul, de fapt, a început de la domnul furtună. Uh, pe camerele de luat vederi uh, ridicate și de poliție uh, și de organele de urmărire penală, se vede foarte clar cum că motocicliștii trec pe stradă, domnul Furtună apare în întâmpinarea lor și le spune ceva, în cele ce mi-au fost transmise, le-a spus ce căutați voi aici. Noi avem un a, existat, și... a existat un schimb de uh, amabilități, să spun așa, după care persoana, practic, de la care a început conflictul este cea care a apărut în stradă și cea care a folosit o armă de foc. Bun, noi avem, avem mai multe filmări. Da. Uh, aș ruga regia să dea primul clip, care privește declanșarea conflictului, pentru că, dacă ne uităm foarte bine, trebuie ca lumea să înțeleagă cum s-a declanșat acest conflict până la urmă. Pentru că, procurorii, procurorul de caz susține că. Domnul Furtuna ar fi fost agresat de către unul dintre motocicliști pentru că acela i-a adus injurii și l-aș fi și scuipat și din acel moment s-ar fi declanșat conflictul respectiv. Păi, Haideți să ne uităm. Bun. Ați arătat foarte bine acest filmuleț, este chiar partea de început. Motocicliștii treceau pe stradă, domnul Furtuna nu se vede că este în unghiul mort al camerei. Se vede doar când se întoarce de la stradă, practic le-a ieșit în întâmpinare. Domnia sa susține că a văzut persoane agresive. Ce faci Bun. când vezi persoane agresive care teoretic te pot pune în pericol? Preci. Bun, persoana în roz, cine este? Este prieten al domnului Furtună. Domnul Cosma? Acum, da, care acum folosește un cuțit. Deci, domnul Cosma avea exact. un cuțit. Da, avea și... un cuțit, să și vede în mâna dreaptă, mi se pare. Se vede acel cuțit, îl folosește asupra unuia dintre motocicliști. Și procurorul nu a văzut lucrul acesta? Nu, dumneavoastră consideră că este vorba despre o îmbrâncire, dar se vede în mod clar. Uitați, acesta este momentul în care motocicliștii da. apar pe stradă, domnul Furtunul deja în, în șosea. Da. da. Bun, se vede că se întoarce și se întoarce nu ca să se ascundă, mă rog, nu să se ascundă, să se retragă și să privească lucrurile, cere un, un mă rog, ghiozdănel, nu știu cum să-i spun, în care, o borsetă, mâna, o a, în care bagă o borsetă, în care bagă mâna. Așa o numește anchetatorul. Da, și scoate un pistol. E O persoană care nu are gânduri agresive. Atenție! Ați nu spus, provoacă conflictul. Ați spus pistol. pistol. Eu nu am văzut, totuși, în, în actele pe care le-a depus procurorul la parchet, atunci când s-a cerut arestarea, deci în încheierea respectivă. Da cum că ar fi fost vorba de un pistol, ci așa cum este și în declarația pe care a dat-o în prima declarație, pe care a dat-o furtună, partea vătămată și în a doua declarație pe care a dat-o în data de 23, 20. 20, 15, și, 15 20. și 20 iunie, da? spune că a folosit un spray lacrimogen la acribogen arată ca un spray, pistolul arată ca un pistol. În da. toate imaginile eu disting un pistol, că acel pistol este cu gaze, cu bile, cu gloanțe, cu aruncători de flăcări. Habar nu am. Eu nu am văzut în primul rând un proces verbal de ridicare al acelui pistol. Vă spun că noi avem acces conform legii la toate actele de urmărire da. penală, însă așa ceva nu ne a fost pus la dispoziție. Din ceea ce cunoaștem Domnul Furtuna este cel care a pus la dispoziție pistolul, deci putea să pună la dispoziție absolut orice. Adică domnul Furtuna a venit cu pistolul. Victimă. A venit cu pistolul și l-a dat Cei de la secția poliție care s-a ocupat în prealabil de cercetarea la fața locului, să-i spunem așa, nu au luat pistolul acela, nu s-au uitat pe jos după cartușe de la gloanțe. Păi, haideți să o luăm pe normal... rând. În primul rând, cei de la secția 8 au început cercetarea la fața locului sau au izolat locul la aproximativ 40 de ore incid... 40 de minute după incident, timp în care, prin acele locuri, s au întâmplat conflictul în două locuri diferite, prin acele locuri s-au perindat o grămadă de persoane, inclusiv polițiști care au călcat pe locurile respective, anterior venirii poliției. Angajații domnului Furtună au măturat trotuarul și strada. Aș vrea să dăm, vă deci, rog, clipul numărul 7 da, pe care noi îl avem în regie. Este vorba de măturatul. Este vorba de, să spunem, curățenia care se face după ce a avut loc agresiunea. Păi, haideți să vă explic eu. Ăsta este un loc în care domnul Fortuna conform propriei declarații, a tras cu gaz cel puțin de două ori. În facultatea de drept învățăm la drept penal Și drept procesual penal Faptul că uh, distrugerea probelor este un motiv de arestare preventivă Nimeni nu că a întrebat asta duce la obstrucționarea actului de justiție Și denaturarea aflării adevărului și așa mai departe Deci domnul respectiv care la un moment dat se vede pe această imagine Cum ia o mătură un făraș și începe și mătură temeinic circa 5 minute trotuarul și șoseaua. Acolo scrie este, ora 19. .05. Este greșit. Este, tocmai este... se schimbase ora, este ora 20.15. Incidentul a avut în loc în urmă cu circa 2 minute. După Colț, deci nu era camera actualizată, să înțeleg, nu, 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 nu. cu ora. Unele dintre de vară. camere sunt actualizate, altele nu. Ora este reală 20 și 15 din ce reține și anchetatorul. Deci este sigur momentul acesta după ce a avut loc agresiunea. Și înainte să vină poliția. Și înainte să vină poliția. Da. Deci, din punctul meu de vedere, faptul că, uitați-vă, și în interior se fac tot felul de curățenii, ca să spun așa, la un moment dat se văd cum se aduc cuțitele înapoi, domnul în roz are un cuțit în mână, mai este o persoană negru care are un cuțit în mână și un domn care este pe trotuar și mătură temeinic urmele la fața locului. Cu toate acestea, la fața locului s-au găsit niște bile de oțel. Acum, până la acest moment, uitați... Este o persoană care vine pur și simplu și mătură. Da, se vede. Împotriva acestei acesta. persoane nu s-a luat niciun fel de măsură. În procesul verbal nu apare uh, nimic uh, din uh, ceea ce s-a ridicat la fața locului uh, bile, glonți sau. bile, altceva. Apar, apar bile, dar mai este încă o problemă care mie îmi ridică semne de întrebare cu privire la acest pistol. Domnul martor furtună susține că pistolul respectiv este cu gaz. Eu nu pot să neg pentru că n-am o expertiză balistică la dispoziție și nu pot fi sigur că acela este pistolul care a ajuns și în posesia anchetatorilor. Dar, într-una dintre filmări, se vede pur și simplu foc la țeavă. Sau asta e ceea ce vedem noi. Și foc la țeavă nu prea există în momentul în care vorbim despre pistoale cu gaze. Domnule pe de altă abocat, parte, atâta vreau să mai spun, că la fața locului au fost ridicate chiar de către anchetatori, bile de oțel. Dacă acest pistol... Da, discuția este da, un pic superfluă, știți de ce? Filmarea numărul 2, Pentru dacă s-ar putea să fie dată. Cei implicați în conflict nu aveau de unde să cunoască ce fel de pistol este, că nu suntem experți da, deci în Deci avem aici pe ecran... da momentul în care, după e ce a scos din este borsetă, da, este blurat pentru că. Este etapa a doua, deja trăsese vreo trei focuri în. Este în blurat, fața eu am văzut neblurat, plus. e adevărat, dar Aici așa sunt foc. reglementările, domnul da. avocat, și trebuie să blurăm pentru că sunt imagini de violență, unea ar spune extremă, și reglementările astea. Sunt, drept urmare, am blurat. Însă, le-am văzut și eu, este un pistol, dar pare a fi totuși un pistol. Neletal. Neletal și de aceea cu gaz lacrimogen, exact cum spunea Furtună când l-a predat și, de fapt, apare și în documentele respective cu un, o anume, un anume tip de cartuș de gaz lacrimogen. Bun. Uh... Haideți, haideți să o luăm pe rând. Bun. Na. Pot fi de acord. Nu, asta este ideea, dacă este cu gaz sau cu bile, este tot pistol neretal și cu gaz și cu bile. Problema este în felul următor, cei care erau implicați în conflict nu aveau de unde să știe ce fel de pistol este pe de o parte. Pe de altă parte, vă rog să observați faptul că un om normal, când este atacat cu așa cum a susținut domnia sa, în principiu încearcă ce face? Încearcă să se pură la adăpost, se întoarce la dumnealui în restaurant, sună la 112 și așteaptă poliția să vină. Pentru că dacă intrau peste el în restaurant era cu totul și cu totul altă discuție. Domnul respectiv începe să fugă doar în momentul în care motocicliștii își dau seama că sau refuză pur și simplu să, se, să fugă. Înțelegeți? Asta este ceea ce eu văd pe... Asta dumneavoastră, pentru că sunteți avocatul apărării și Nu, asta văd pe imagine. Eu nu văd pe imagine un care... n-a văzut domnul avocat ceea ce vedeți și dumneavoastră? Păi, nu știu ce să spun. Este vorba despre un domn procuror care, repet, față de domnul care lovește cu cuțitul acela în tricou roz a spus că el nu vede niciun cuțit și deși a văzut hainele tăiate ale persoanei lovite de la Hell's dintre membrii de la Hell dintre motocicliști încă o dată n-aș vrea să amestec pentru că puteau să fie să scrie pe Hell's Angels sau puteau să scrie rapid București dintre presupuși agresori dintre presupuși agresori care este la închisoare acest domn are hainele tăiate de un cuțit iar în imagine se vede un domn în tricou roz care îl lovește cu cuțitul. Bun, și atunci... Dacă nici aia nu este tentativă la omor, un cuțit care te lovește în zona pancreasului și scapi doar din cauza faptului că ai reușit să te unduiești, ca să spun așa, să eviți lovitura serioasă, zic eu, ca să nu zic mortală, atunci nu știu care mai este tentativă. La omor.